Ne rugăm pentru familia Furdui. Azi va avea loc procesul pe fond. Un eveniment important pentru care am simțit o agitație extraordinară în ultimele zile, mai ales în plan duhovnicesc. Ne rugăm ca Domnul să lucreze mâine și planurile celui rău să eșueze. Ne rugăm ca Domnul să facă o minune și să aducă ziua mult așteptată. Anunță fratele Virgil Achihai pe pagina personală de Facebook. Camelia și Petre Furdui sunt doi tineri români care s-au cunoscut în Spania, s-au căsătorit, iar ulterior s-au stabilit în Germania, ele lucrând în domeniul instalațiilor și al amenajărilor interioare. Dumnezeu i-a binecuvântat în tot acest timp cu 7 copii frumoși, veseli și sănătoși. Au trăit fericiți în spiritul principiilor creștine, cu respect și dragoste față de Dumnezeu și semeni, fiind o familie echilibrată, educată, manierată, lipsită de abuzuri sau excese. Catastrofa s-a întâmplat din senin, fără o avertizare în prealabil, în 26 aprilie 2021. Părinții sunt încă în stare de șoc. Totul s-a desfășurat rapid, abuziv, fără drept de apărare sau protest. În jurul orei prânzului au venit două persoane de la Serviciul de Protecție al Copilului, Jugendamt din Germania, și i-au ridicat pe cei 4 copii care erau acasă la acea oră, inclusiv fetița de numai un an, spunând părinților că ceilalți 3 copii vor fi luați direct de la școală. În zadar, lacrimile, insistențele și rugămintele părinților. Li s-au comunicat formal că momentan nu trebuie și nici nu pot face altceva decât să aștepte până vor fi anunțați de către Jugendamt ce se va întâmpla cu copiii. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta.